Au fost scene de coșmar în Timișoara. Cinci persoane au fost rănite după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit două autoturisme. Un alt accident similar s-a petrecut pe centura ocolitoare a orașului, unde opt persoane au fost rănite. Din imagini se vede cum la fața locului au intervenit polițiștii și o echipă de salvatori pentru a da o mână de ajutor celor cinci victime ale accidentului produs în zona pasajului Michelangelo din Timișoara. Un șofer în vârstă de 21 de ani s-a aventurat și ar fi pătruns pe contrasens, fapt ce a dus la o tamponare gravă soldată cu rănirea a trei adulți și doi copii. Tot în Timișoara a avut loc ieri un alt accident cumplit pe centura ocolitoare, în urma căruia opt ar penal pentru vătămare corporală.